O vecină a sunat la 112 după ce nu a reușit să ia legătura cu nimeni din familie. Este vorba de trei adulți și un minor aflat în plasament în vârstă de 13 ani. Avea autism și fusese abandonat de mamă la naștere. Doamna a fost asistentul nostru maternal vreme de 13 ani și în această calitate a avut grijă de copilul care, din păcate, a decedat. Această familie l-a integrat și l-a tratat ca membrul al familiei. Motiv pentru care, după ce doamna a ales să nu mai fie asistent maternal, a păstrat în familia proprie copilul ca plasament familial. La fața locului au ajuns mai multe echipaje ale Serviciului Județean de Urgență Slatina, care nu au mai putut face nimic pentru a-i salva pe cei patru. La o primă evaluare, nu au fost descoperite urme de violență. Polițiștii din cadrul Poliției orașului Balș s-au deplasat la fața locului, unde au fost găsite patru trupuri neînsuflețite. Acestea au fost depuse la morgă în vederea efectuării necropsiei. Polițiștii au întocmit dosar penal și continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate împrejurările în care s-a produs evenimentul. Vecinii îngroziți de descoperirea macabră susțin că aceștia au murit cel mai probabil în urma intoxicării cu gaz de la o instalație de încălzire a apei. Potrivit acestora, femeia a fost descoperită în baie, iar ceilalți membri în dormitoare. Trupurile neînsuflețite ale celor patru victime au fost transportate la morga spitalului din Slatina în vederea efectuării necropsiei și stabilirii cu exactitate a cauzei morții. În cauză a fost întocmit dosar penal pentru moarte suspectă.